Situație cel puțin ciudată într-un sat din Botoșani. Primăria a făcut piste de biciclete, deși drumurile nu sunt asfaltate și nici nu există trotuare. Acum localnicii au la dispoziție aproape 2 km de piste și nu înțeleg de ce acestea au fost considerate o prioritate. Autoritățile se apără și spun că pentru asfaltare nu sunt fonduri. Satul Lupăria din comuna botoșăneană Prăjeni are puțin peste 700 de locuitori. Majoritatea sunt vârstnici. Pistele de biciclete sunt folosite de cei doar câțiva tineri rămași în localitate. Pentru cei mai mulți localnici însă, acestea au devenit trotuare. Autoritățile locale nu au speranțe ca această stradă să fie asfaltată prea curând. Majoritatea caselor din zonă au fost de multă vreme abandonate, însă prin fața acestora trece o pistă de biciclete. Primarul comunei de care aparține satul Lupăria are și o explicație pentru lipsa asfaltului de pe străzi. De anul trecut, de luna decembrie, s-a blocat național programul de PNRR, nu s-a mai putut, constructorul a făcut o situație de plăți, nu și-a încasat banii. Edilul susține că nu este obligatoriu ca drumurile care merg în paralel cu pistele de biciclete să fie asfaltate. Nu era în cerere de finanțare, trebuie să faci pe stradă care ești, deci care ești asfaltată. Cererea de finanțare vrea să deci am plecat de la biserică, de la Lupăria, o trecut la școală și am ajuns la un spațiu de joacă, la un after school. Opiniile localnicilor sunt împărțite. Unii susțin că ar fi dorit asfalt pe drumuri, alții spun că până la urmă e bine că s-a făcut ceva. Veți străzi cu piste de biciclete, dar fără asfalt. Aici jumate de sat aproape e duș. Mai sunt morți, mai sunt plecați. Tineriat au plecat, că... Dar bine că aveți piste de biciclete, nu? Dom'le, e bun și se face bun. E bun, că sunt mulți copii și sunt mulți amul, au apărut trotinete astea la curent și e bun pentru dânsă, că merg să aleacă păzâți. E bună, dar poate să fie, trebuie să facă și trotuar. Practic le folosiți ca trotuar. Ca trotuar, da, și biciclete, copiii îmbrii, dar treaba lor. Proiectul pistei de biciclete a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar valoarea acestuia depășește 1 milion de lei.